Iată-l pe Joao Paulo Andrade. Rapidul l-a adus împrumut de la FC Porto. Pasă care îl prinde în offside, din păcate, pe Tembo. România le va disputa în această toamnă. Ia către Ben Youssef. Enache este atacat și trebuie să reziste acolo. Face acest lucru. Enache, încă un dribbling. Le-a arătat lui puțin timp după transfer. Acum, iată, evoluează în Cipru. Scaramozino îi trimite lui Nuno Assis. 35 de ani are Nuno Assis, dar am văzut cât este de activ. Bucarii, jucător care evoluează pe acest post în mod normal. Să vedem însă acțiunea Astrei. Enache, pasă bună pentru Bucarii, șutează Bucarii însă peste poartă. Budescu a așteptat în zadar. Nu reușește să preia. Takayuki nu are cu cine să joace. O pasă pentru Enache. Iată totuși că Astra are ultimul cuvânt în această partidă. Enache! Pe lângă poartă. Minge. Daniel Isăilă domină acest duel tactic cu trupa lui Cosmin contra Mățel. O deviere către Bărboianu, foarte bună intervenția lui Sony Mustivar. Mohica, Hamza, Geraldo către Sony Mustivar. Grozav nu ajunge la această minge foarte bună. Intervenția lui Enache. Noarul Astrei însă greșește pasa foarte bine. S-a opus Gualbertume. Tot Bucema prelungește către fundașul lateral al Petrolului. Ghierme o pasă pe jos, însă Andrei Mureșan nu are probleme și respinge până la Gabi Enache. Frumoasă trecerea în fața lui Manas. Enache pasează în centru către Tempo, cere mingea Iaia în partea dreaptă, este preferat în stânga, însă Junior Moraes față în față cu Mustivar. Moraes șutează, însă Bornescu reușește. Astra să nu se expună, este o indicație dată de pe margine de Daniel Isăilă. Trimite acum Mureșan. Enache a încercat și până la urmă a reușit să treacă de Ghierme. Iată acțiunea lui Enache, pasa lui Enache pentru Bucarii. Mingea este respinsă de Geraldo. Nu, n-a atins Geraldo balonul și protejeze o minge trimisă la disperare acolo de Stoica. Balon care ajunge la Takayuki. Takayuki întâmpinat de Oros. Takayuki trimite lui Enache. Centrare din prima lui Enache. Gol Astra, uluitor! E prea mult pentru Cristin de Fatai să iasă această deviere. Dorel Stoica, prea moale pasa, Enache reușește să o intercepteze, dar mingea rămâne în posesia Severinului. Dorel Stoica, o lansare spre Florin Costea. Costea își face prea lung acest balon. Tembo nu reușește în cel... Poate și din cauză că preocuparea jucătorilor Astrei este să joace cu pase scurte, iar această apărare aglomerată a Severinului are câștig de cauză. O pasă lui Enache pentru Di Stefano, căruia nu iese preluarea, încurcat și de Vranico. Treilea în spatele Astrei, vedem o centrare respinsă de Ben Youssef. Haotică defensiva Astrei și Enache respinge în afara. Intervenție bună a capitanului Ieșean.
Dincu îi trimite lui Straton, care lasă bine mingea să treacă. Enache intervine prin alunecare, acum o pasă pentru Fatai Budescu, este în offside Tembo, offside mare la Tembo. Nicolic aleargă după acest balon care este al lui Găman. Valerico Găman, lung de linie bine, bun până la Bărboian. Bărboian nu reușește devierea, vine însă din spate foarte bine Ivanovski, el câștigă acest balon. A ajuns acum la Mureșan. Foarte bună pasa lui Mureșan. Pe flancul stâng este Benjamia și o bară care îl salvează pe Tătărușanu. Faza încă nu s-a încheiat. Este gol! Este gol pentru Astra la primul atac periculos. Adevărat. Tănase deposedat însă aici de Bărboianu. Acolo au superioritate fotbaliștii Astrei, Takayuki, este Morae și stânga. A închis-se la timp Pintilii, da, și a refăcut, da. A refăcut raportul de forțe. Bună centrare, foarte bună centrare, este gol, 2-2, din nou Enache. Nu știu dacă el a introdus mingea în poartă. Vârsteau suferă în continuare, suferă în apărare pe posturile de fundaș lateral. Oh, foarte ce preluare superbă, același Enache. Da. Centrare excelentă în careu, 3-2 pentru Astra. Îl scrie Junior Moraes. 3-2 pentru Astra. Enache este omul meciului până acum. Trebuie să revedem. Dobre pracuje Jakub Power, pomáha mu Arnold Šimonek. Pridal sa k ním aj Peter Mazán. Dobre to ale zvládol v strede pola. Lucian Filip a na druhej strane úplne osamotený Gabriel Enache. A lopta končí v bráne Pavla Bajzu. Už teraz sa môže dostať k odkopu David Lazar. Šetina nešiel do vzduchu, Dzember si musí dať pozor, aby ho Enache neobohral. Teraz poriadne zariskoval na hranici pokutového územia Enacheho zakončenia, je to 0-2. Ena va să termine în acel sezon pe locul 3, Voința Sibiu pe locul 4, totuși iată-le în Liga 1 și iată-le părăsind primul eșalon. Acum un atac periculos al lui CS Mioveni, care reușește să deschidă scorul, este golul marcat de Năstăsie. Și Gaz Metal Media și-a avut un început de campionat destul de greu. Au venit însă victoriile cu CFR Cluj și etapa treptă Voința Sibiu. Acum este gol pentru CS Mioveni. Tănase înscrie 2-0 pentru CS Mioveni. Iată, la fel ca și în prima repriză, Mioveniul înscrie repede.